Covidului din Suceava, împreună cu buna chiverniseală și ajutorul a multor oameni buni și luminați, facem cunoscut cu această carte a noastră tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, că am binevoit, cu inima curată și luminată și cu toată bunăvoința noastră, și am făcut pentru pomenirea vremurilor de mult trecute Festivalul de Artă Medievală Ștefan cel Mare, spre dreapta și cinstita cunoaștere a vremurilor de mult apuse. Între zidurile cetății de scaun a Sucevei vor fi vremuri tihnite și veselie pentru tot norodul, cu danțuri pe livani și întrecere ale vitejilor oșteni. Și după curgerea anilor, cei care vor veni după noi sau adauge după cum le-ar fi voia, dar să nu uite datinile țării acesteia. Și cine ar voi să sfărâme sau să clintească această lucrare, acela să fie singur și neajutorat în fața judecății veșnice. Iar noi, toți cei de față, mărturisim și încredințăm că la împlinirea sorocului de un an vom face din nou mare pohteală la Suceava tuturor celor care vor să țină obiceiul vechi. Și la toate acestea mai sus zise, este credința noastră și credința tuturor celor care au ajutat la împlinirea acestei lucrări, Primăria Municipiului Suceava, Consiliul Județean Suceava, Muzeul Bucovinei și binevoitorii noștri care au dat și au dăruit. Selgros, Carrefour, Julius Mall, General Construct, Arond, Herald, Accent Print, Nova Optic, Restaco, Conacul Domnesc, BT Ice, Aqua Carpatica, Oșan, Lidana. Parteneri media principali, Impact FM, Viva FM, Radio România Actualități, TVR Iași, BTR FM. S-a scris la Suceava, leatul 7520, luna august, în 16 zile. Vă spun tuturor bună ziua, bine ați venit la debutul Festivalului de Artă Medievală și dați-mi voie pentru început să-l invit pe domnul subprefect al județului Suceava să vă adreseze mesajul domnului. Mă bucur să mă aflu aici în fața dumneavoastră și asta în primul rând mulțumită efortului continuu depus de Muzeul Bucovinei și datorită faptului că suntem noi ca și municipalitate, ca reprezentant al primăriei, un stâlp de nădejde, nu foarte firav, dar nici prea grozav, în organizarea acestor manifestări cu caracter cultural. Ne dorim din tot sufletul să putem fi în continuare alături de aceste manifestări, să fim din ce în ce mai consistenți în ajutorul pe care îl dăm și de ce nu să încurajăm și pe alții să facă acest efort. Pentru că nu cred că mare parte dintre dumneavoastră se află aici să mă vadă pe mine sau să mă audă, ci așteaptă pe domnia sa, pe maestrul Caramitru. Vă mulțumesc pentru prezență și îl invit să ni se alăture. Vă doresc să ne regăsim aici în toate celelalte zile, să vedem onorata prezență și oaspeții de seamă pe care îi avem, să ne bucurăm împreună de ei. Domnule Caramitru, vă rog.